Jack, piratul cel teribil. Unchiul Mortimer. Și așa, unchiul Mortimer, eu, sănătos la minte și până de curând sănătos și la trup, las prin aceasta posesiunile mele lumești după cum urmează, iată. Surorii mele, Elsie, îi las cabara mea de vară din Wurstwamp Shapsu-Rabridge, să sperăm că ți-au lăsat ceva și termitele. Și fiului meu, Dermond, tu primești câmpurile de balegă foarte profitabile ale familiei. În încheiere, eu... În încheiere? Ia stai așa puțin! Nu pot să cred că bătrânul Mortimer sau unchiul Mortimer, cum îi spuneam eu în timpul nenumăratelor noastre ore călduroase... Dacă aș putea să termin... Termină când dorești, contabil îndăpat, dar am să mă întorc. Vino, snac! În încheiere ar fi o neglijență dacă nu l-aș aminti cum se cuvine pe nepotul meu, Jack, piratul cel teribil. Continuă! Stilul său de viață nepăsător și faptul că e un nemernic trădător, rău și egoist, a avut întotdeauna toată admirația mea. Din acest motiv îi las comoara mea ascunsă. Pa-cing! Ce atent! Pentru a o primi, tot ce trebuie să facă e să ducă rămășițele mele și cățelul meu credincios, Cabidu, pe insula Hara Barbarilor. La sosire, șeriful orașului îi va oferi comoara. Pare un cățel jucăuș! Snack, adultul mai micuț, cred că te place! Bine, sicriul lui Mortimer are propria lui cameră și animalul lui turbat pare fericit să stea aici cu el. Acum o navigare ușoară până la insula Hara Barbarilor unde vom primi fabuloasa recompensă. Cine ar putea fi? N-ai citit panoul! Nu primim vânzători, solicitanți sau oameni care au făcut greșeala să bată la ușă greșit. Sunt majordomul, confidentul și îngrijitorul răposatului Mortimer. Stiiiit! Gata, gata. Bravo, Scabby. E remarcabil! Câinele la urește pe toată lumea, chiar și pe Mortimer! Oh, nu, domnule! Scabby-Doo mă iubește! L-am hrănit și mângâiat și iubit și deparazitat de când era cățel mic! Stin! Ce vrei? Să mai vezi o dată chestia asta răioasă și mâncată de bunici? De fapt, domnule, să am grijă de Mortimer. Mi-a oferit atât o casă cât și o profesie pentru vreo 25 de ani și speram că ați avea mila, poate, să mă lăsați să stau aici și să vă servesc. Lasă-mă să mă gândesc la asta! Ei bine, asta e! Stii și rugămințile tale patetice pentru un trai decent nu ne vor mai deranja. De aici înainte ar trebui să fie navigare ușoară spre insula Hara Barbarilor. Snack, nu există fantome! În plus, unchiul meu Mortimer a fost unul dintre cei mai leneși oameni care au trăit. Să fie mort e scuze perfecte pentru el să stea acolo și să nu facă absolut nimic. Nu prea cred că ar renunța la asta apucându-se de treaba cu băintuitul. Atunci ce aia? Nu e nimic! Probabil e doar scârsitul hârmei sau ucina ta digerându-se. Bun, hai să verificăm cala. Vezi ceva? Nu, domnule. Bine, uite-te tu acolo și eu voi fi aici, lângă ieșire. Încă nimic? Nu încă. Mi-e foarte frică, să știți. De ce, snack? De mortul cel rău? Cadavre umblătoare, mâncătoare de piele? Scuturătoare de lanțuri? Sugătoare de creier? Capitane? Da? Cred că e ceva aici cu noi, tu nu crezi? Oh, scuze, capitane, cred că te-am călcat pe picior. Pe ce? Pe picior, domnule. Dar eu sunt aici și tu ești acolo. Cum puteai să mă calci pe picior? Ah, da. Atunci presupun că-ți datorez scuze ție. Cu cine ne mai vorbești? Tocmai spuneam acestui... Mortimer! Oh, doamne, Snack, ești tare sperios. Serios acum. Prin tavan? Îți poți imagina pe cineva ca tine reacționând așa, unchiule? Unchiule Mortimer! Aaaa! Era cine am crezut eu că era? Păi, dacă credeai că era unchiul meu Mortimer întors dintre morți să ne șocheze și sau să ne omoare, probabil!
Poate asta îl va face pe bătrânul Morty să se simte mai bine. Voilà! O asemănare remarcabilă, n-ai zice? Da, foarte bine. Țineam chestia asta în magazin de ani de zile. Când ne vizita, îl puneam aici. Apoi, când pleca, o scoteam imediat. Cine vrea să petrecă ziua uitându-se la un calic bătrân care avea oricum o problemă gastrointestinală urâtă și un fluierat nazal care îți făcea urechile să sugereze? Domnule, fantoma... Dar a cărui bunăvoință și inimă mare, de fapt, inimă mărită, i-a atins și îmbogăsit pe toți cei care l-au cunoscut. Uite cum facem! Tu mai aduci niște ceai și eu trasez cursul. Da, domnule. După harta asta, furisită insula Hanabarbarilor n-ar trebui să fie mai departe de o zi de navigat de aici. Totuși, ar putea fi un drum prin canalul rădăcinii care ne-ar putea economisi câteva ore. Ce urât! Domnule! Da, ce e? Domnule, ați observat ceva ciudat? Păi, să vedem, s-a făcut cam frig aici. Da, asta va merge. Tu n-ai văzut niciodată canalul rădăcinii, nu-i așa, Snack? E bucată mare de pământ cu o crăpătură mare chiar prin centrul ei. Îți poți imagina? Foarte clar, domnule. Poftim, uite-te pe hartă. Iar briza aia răcoroasă. De fapt, e cam frig aici. Vezi, Snack? Putem economisi jumătate de zi doar luând-o pe aici. Nu-mi amintesc că tabloul ăla să fi avut un tobor, tu? Nu. Sau o respirație mirositoare, sau ochii injectați, sau... Fugi! Trebuie să spun, Snack, nu mă simt prea confortabil. Da, e cam înghesuit aici. Nu vorbesc de ideea că suntem alergați pe corabie de o rudă moartă. Ca să fiu sincer, sunt puțin suspicios. Toată lumea știe asta, domnule. Unii oameni te găsesc și pe tine foarte suspicios. Nu vorbesc de toată treaba asta cu fantoma. Cred că va trebui să o investigăm puțin. Ce, sicriul? Cred că va fi foarte dificil cu câinele ăla de pază acolo. Nu vorbesc de... Ah, cred că despre asta vorbeam. Dar va trebui să ne grăbim. Du-te și arunc o privire. De ce eu? Oh, chiar trebuie. Eu, capitan, tu, Snack. Întrebări? Nu. E încă aici. Sigur că sunt încă aici. La ce te așteptai? Păi, ne-am gândit că poate ai... Care-i problema lui? Cine știe? E greu să găsești oameni muncitori în ziua de azi. Așa e, da. Mă scuze o clipă? Desigur. Și acum... Păi mă gândesc că nu suntem așa de departe de insula Hanabarbarilor, deci am putea aștepta aici sus. Da, domnule. N-a fost prea rău. Salutare! Da, salutare și ție! Bun venit pe insula Hanabarbarilor! Tu trebuie să fii Jack cel Teribil, piratul! Sunt într-adevăr, domnule, și aia este pentru mine. Da, domnule, pentru tine! Toate grijile mele s-au terminat! În sfârșit pot să-mi cumpăr fotoliul ăla și o pereche de pantofi comod și de asemenea... Iau eu asta... Dar mi-a dat-o mie! Și tu ești mort! Cu minte, scabi! Așa, băiete, îl lingi pe mortul scârbos? Stii, tu ai fost-o timpul! Asta explică cum ai intrat în sicriu fără să latre câinele! Desigur! Tu ai fost tot timpul! Asta explică cum ai intrat în sicriu fără să latre câinele, e clar! Exact! Și ar fi funcționat dacă nu erau copiii ăia băgăcioși și câinele ăla! Hai, mergi la închisoare! Nebunie! Și acum ce facem, domnule? Hai să deschidem comoara! Biscuiți pentru câine! Aruncă-i pe toți! Mă rog, n-am mâncat de ceva vreme, mă întreb cum ar fi! Poftim, încearcă unul! Și Scabidu? Ha, 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 ha